Am mâncat pariser pe ziar, și n-am avut o copilărie cu bani, cu vacanțe, cu... Mi-am luat bancul cu 6,50 sau 6,70. Nu mi-a plăcut niciodată să învăț. Eu, din cauza că am făcut tot timpul doar ce mi-a plăcut și ți-a zis că doar așa am reușit, făcând doar lucruri care îmi plăceau, nu-mi plăcea să învăț poezii sau să învăț la limba română o pagină de aia pe... Mă înțeleg, perfect. Adică gândește, când am făcut $1,000,000, la salariul în România $150. Nu se inventase casa aia în România să coste $94,000,000. Da. Pe vremea un casino făcea în jur de 1,5 milioane de dolari, nu era euro, 2001-2002, pe lună profit net, știi? Efectiv nu aveam ce face cu bani, adică căutam soluții pe ce se mai cheltuiesc, știi? Și am dat faliment, am rămas absolut fără niciun bani și cu datorii. Deci ați pierdut cei 10 milioane de euro investit. Da. Hei, Simon 3 și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi m-am pregătit un clip dintr-un Lamborghini Urus alături de un invitat special. Un om de succes și are o poveste de viață foarte interesantă în spate. Știu că vă place foarte mult această serie în care invit oameni de succes și discutăm despre viața lor și cum au reușit să facă bani. Așa că dacă vreți să filmezi mai multe clipuri de genul, nu uita să bușiți butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți cu cine ați vrea să filmez următorul clip din această serie. Ca întotdeauna, promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțel ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. M-am întâlnit chiar... Am început vlogul bine. M-am întâlnit chiar acum cu domnul Sorin Constantinescu. Salut, Alex, salut, mă bucur să ne revedem. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat să drag, fac acest vlog. Cu plăcere. Cel mai probabil îl cunoașteți deja, pentru că în ultima vreme a tot apărut prin diferite podcasturi și a fost din ce în ce mai activ în mediul online. Însă eu am avut onoarea să-l cunosc acum câteva luni chiar în garajul prietenilor de la Viva Steelheader, unde avea mașina... La Bogdan, un băiat deosebit. Și încă din acel moment mi-am dat seama că este un om inteligent, cu multă experiență de viață și cu o poveste interesantă în spate, așa că astăzi ne-am întâlnit să filmăm un clip împreună în care vom vorbi despre bani, afaceri și cum ați ajuns să aveți succes în domeniul afacerilor. Pentru început, cred că cea mai potrivită întrebare ar fi: cine este Sorin Constantinescu, pentru cei care nu vă cunosc? Sunt un om normal, nu e nimic special cu mine. Pe termen scurt am avut o șansă să fac bani, pe termen lung deja nu mai este noroc, este experiență de viață, principii care te ajută foarte mult, cum am spus, corectitudine, cinste, punctualitate și așa mai departe. Adică poți să ai noroc să faci bani odată, dar pe termen lung asta nu te ajută. M-am născut în Timișoara, după 2-3 ani de zile m-am mutat la țară, prima dată într-un sat în județul Arad, la Berechi, unde n-aveam curent electric și n-aveam asfalt. Mama avea o lampă de aia care o ștergeam fiecare seară și cu ulei, n-aveam curent deloc și toată lumea era happy, adică nu era tehnologie deloc. Și după care m-am mutat în alt sat în județul Arad, pe malul unui râu, și acolo am crescut și am copilărit, am făcut liceu într-un orășel de ăsta mic la Ineu, și după care am plecat din nou la Timișoara la facultate. Șansa mea a fost că a venit revoluția, pentru că de când eram pe băncile școlii, să zic așa, la facultate, știam că nu o să profesez niciodată, că nu-mi place. Asta e foarte, foarte important când faci ceva în viață, să faci doar ceea ce îți place, pentru că doar așa poți să reușești. Dacă mergi împins de prieteni sau de val sau de gașcă sau de părinți, o să ajungi toată viața un mediocru și nu poți să scoți capul din mulțime. Proveniți dintr-o familie cu bani sau ați... Nu, părinții mei au fost învățători, profesori la țară. Am făcut facultate la Seral, am muncit pe șantier, muncitor necalificat, căram pietre cu roaba, și cei care sunt din Timișoara sau din Sotă știu că s-au făcut niște linii de tramvai la ieșirea din Timișoara, la Pădurea Verde, acolo spre Pădurea Verde, și puneam pietre între linii. Am mâncat pariser pe ziar, era ziare de alea, scânteaz, rămânea Ceaușescu tipărit pe pariser, fumam țigări puceși, n-am avut o copilărie cu bani, cu vacanțe, cu... Am fost un copil normal, adică n-am fost nici sărac, nici bogat. Am fost un copil fericit de la țară, care se juca cu animale, alerga pe malul râului. Însă chiar și în aceste condiții, în prezent, filmăm dintr-un Lamborghini Urus, care până la urmă este totuși un simbol al succesului, pentru că această mașină a costat undeva la peste 300.000 de euro, mai mult ca sigur. Cu tot cu kitul ăsta de la Novitec, 470. Și fiind un om de afaceri, care gândește foarte mult înainte să cumpere ceva, bănuiesc că mai mult ca sigur ați cumpărat mașina în leasing. Totdeauna leasing, Alex, pentru că cu banii ăștia gândește, dacă blochezi
aiurea 470.000, cu banii ăștia poți să cumperi două apartamente pe care poți să le închiriezi imediat într-o zonă bună și cu banii ăia îți plătești rata la mașină și rămâi și cu o mașină scumpă și cu două apartamente care sunt o valoare și o investiție, știi? Da, adică multă lume nu gândește așa, multă lume are impresia că dacă îți cumperi o mașină leasing, nu ți-o permiți. Într-adevăr, sunt și oameni care își fac un leasing cu banii pe care nu îi au, însă dumneavoastră mai mult ca sigur cu banii pe care i-ați blocat. Am amici care au câteva sute de milioane sau miliardari, au două, trei avioane, patru, inclusiv am un amic care are un bombardier de 50 de milioane și luat în leasing. Da. Înainte să ajungem la capitolul business și cel al jocurilor de noroc, vreau să vorbim în primul rând despre această mașină, care este un Lamborghini Urus din anul 2022. Și pe lângă asta un lucru foarte important, deși nu ați cumpărat mașina nouă din reprezentanță, a costat mult mai mult decât dacă ați fi cumpărat-o cu 0 km, pentru că știu că trebuie să aștepți undeva la 2 ani. Da, cam așa. Și n-am vrut să aștept și atunci am cumpărat de la o firmă în satul mare, care astea face, ia mașini de la reprezentanță și după aia le vinde altora. Nu uitați că v-am lăsat jos în descriere un link cu 20% reducere din partea mea pe Car Vertical în caz că vreți să vă verificați istoricul mașinii sau să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Un raport Car Vertical vă poate arăta istoricul și informații importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Și în caz că există informații în baza de date, raportul vă poate arăta și poze cu mașina din trecut. Din păcate, în România sunt foarte mulți samsari care dau țepe cu mașini grav avariate, cu kilometrajul modificat sau alte probleme ascunse, așa că vă recomand aplicația Car Vertical pentru că vă poate ajuta să nu luați țeapă. Nu uitați să folosiți codul MONTREI pentru 20% reducere sau puteți intra chiar acum pe primul link din descriere și discountul va fi aplicat automat în momentul când vă comandați un raport. Cred că lumea este foarte curioasă să afle povestea din spatele acestei mașini, pentru că până la urmă este nevoie de multă experiență de viață ca să ajungi să dai atâția bani pentru o mașină. Trebuie să ai un buget mult mai mare în spate, pentru că nu ai făcut 300.000 și te-ai luat Urus. Spuneți că aveați mult mai mulți bani în momentul în care v-ați decis să investiți bani în această mașină. Și în primul rând sunt curios despre povestea noastră. Cum ați început, din ce v-ați câștigat primii bani și cum ați ajuns să aveți succes. Să structurăm așa povestea de la zero până la prezent. Deci cum am spus și cum spune și Iancu Guda în cartea lui, când îți chie o mașină scumpă, nu trebuie să depășească maxim, să nu depășească 10% din valoarea asset-urilor tale care le ai. Deci n-ai voie să ai sub 4-5 milioane ca să îți cumperi așa o mașină. Adică cam asta e. Gândește că doar asigurarea lunară sare de 2000 de euro pentru o mașină de asta. Deci doar asigurarea, trebuie să o plătești 2000 ceva de euro pe lună, doar asigurarea. Nu mai vorbesc de alte costuri, nu mai vorbesc de revizii, nu mai vorbesc de cauciucuri și tot timpul cât mai intervine câte ceva. Nu blochez niciodată bani, adică am luat un leasing, am dat avans vreo 150.000 sau 170.000 și plătesc lunar 5.000, 4.000 de euro, ceva de genul ăsta. Nu știu. Deși puteați să o cumpărați foarte ușor și cash. Da, foarte ușor și cash, dar de ce să nu rulez banii sau de ce să nu-i folosesc? Adică nu, mi se pare o mare prostie să dai atâția bani să-i blochezi într-o mașină, pentru că banii trebuie să se miște, să circule. Deci un sfat bun ar fi, de exemplu, pentru suma de 100.000 de euro. Pentru suma de 100.000 de euro, În loc să cumperi o mașină, cumpără un apartament de 70.000 pe care îl închiriez și cu 20.000 de avansul la o mașină și banii din chirie de la apartament îți plătești ratele lunare. Acum, cum mai fi 100 de euro diferență și mai pui din buzunar, oricum ai și mașină și apartament. Și la sfârșit rămâi și cu apartamentul timp și cu mașina. Exact. Deci e o investiție mult mai bună. Așa, mai dacă bună. Îți cumpărai mașina cash cu 100.000, la revedere. Doar băgai bani în mașină, în întreținere, exact. Și nu produceai nimic pe lângă, exact. Și rămâneai doar cu mașina la final. Corect. Sunt curios, la ce vârstă ați început să vă câștigați primii bani și din ce? Am terminat facultatea, cum ți-am zis, la Revoluție, am făcut facultatea de construcții civile. Deci nu ați abandonat facultatea ca să ajungeți milionar? Nu. Okay. Nu. Și am mai făcut și încă două după aia. După ce ați făcut bani? Da, după ce am făcut bani, am mai făcut două facultăți, ce am mai făcut, mi-am dat și un doctorat și două mastere. Asta după ce am făcut bani. Chiar o să ajungem la subiectul acela, da. Dar până atunci sunt curios. Să o luăm de la capăt. Din ce ați început? Deci am început în 90, aveam un copil mic de crescut, se închiseseră șantierele, n-aveam niciun loc de muncă, m-am angajat fiind Timișoara, oraș de graniță, tot timpul a fost un oraș mai cosmopolit, așa fiind acolo la graniță cu Ungaria, cu Iugoslavia pe vremea era ca și Austria, înainte de a începe războiul în Iugoslavia și s-au destrămat Croația cu Muntenegru, cu Serbia și așa mai departe. Era la un nivel foarte ridicat de trai și angajau români zilieri în construcții. Făceau tot felul de șantiere de astea și m-am dus cu un văr de-a meu care a studiat la medicină și am săpat gropi. Nu
lungesc povestea foarte mult, am săpat gropi acolo, ne dădeau 20 de dolari pentru că munceam și 20 de dolari pe mâncare și cazare. Și ca să economisim și a 20 de dolari, am dormit într-o casă părăsită, cu fără geamuri, de partizan de aia, după vremea războiului, într-o cătundă asta, așa. Și am venit acasă cu 800 de dolari, ne-am ascuns, erau rucsacele aia cu niște cadre metalice, tu ești tânăr, nu mai ții minte, că alea se vindeau singuri, ceva rusesc, cred că era, vreau Ceaușescu. Da. Ne-am făcut o gaură acolo și deși erau bani munciți, dar începuse traficul la granița României cu benzină și controlau și îți confiscau banii dacă nu aveai justificare. Și normal că nu aveam justificare, că am muncit la negru acolo și i-am băgat am făcut o gaură cu bormașina în cadrul la rucsac și am băgat banii acolo. Adică după ce am muncit, ne-au dat sângele în palmă, ne-am ascuns banii că na, să nu ne confiște, îți dai seama. Și cu banii aia, când am venit apoi, mi-am cumpărat două păcănele și pe care le-am dus, atunci a început să prin 90 la sfârșit, începuseră în Valea Jiului să plătească foarte mari salarii la mineri și la asta. Și am zis unde trebuie să le duc, acolo le duc pentru că acolo se fac foarte mulți bani. Am făcut un contract de mână cu un pix și pe foaie, când erau laptopuri că să faci contracte sau ceva, cu nenea de la bar, și făcuse și la un bar în curtea casei, într-un fel de cameră așa, cu o scândură de aia groasă de la un perete la altul. Avea o găleată jos și veneau aia de la mine, beau din pahar și după aia clătea paharul în găleată și punea la următorul ce beau eu acolo, țuică sau nu știu ce. Da. Și cât am stat acolo, vreo 3-4 ore de povestim, mi-am arătat eu cu aparatele, cu contoare, erau niște contoare de-astea mecanice ca și la curent. Câți bani intră, câți bani ies. Era simplu și băgai cu o cheie. Punctele în 3-4 ore când am stat de vorbă cu el, mi-am amortizat deja investiția, adică. Și perioada aia 90-91, din cauza că nu erau televizor color acasă, veneau oamenii să uitau la televizor color la aparate și era cu programare, pentru că nu erau destule aparate și își făceau programare pe caiet cine să joace. Da. Din cauza tunului ăsta extraordinar, am ajuns în mai puțin de un an de zile să am 120 de aparate în toată țara și atunci m-am mutat în București pentru că era mult mai ușor de mers la Constanța, la Iași, la Suceava, unde aveam eu aparate. În 93 câștigam deja 30.000 de dolari pe lună. Un salariu în România pe vremea era 100 ceva de dolari, un apartament la Fântâni, când erau dezvoltatorul ăștia imobiliari să facă blocuri astea noi, era undeva, deci cel mai tare apartament din București costa 7.000 și o câștigam 30.000 pe lună, deci puteam să iau câte 4 apartamente. Soția mea, mai deșteaptă ca mine, făcea, hai să ne luăm și noi o casă, că stăteam în chirie undeva, că nu mă interesa. Și zic, nu mi-au aici, mi-au la Monaco, ce să-mi iau aici acasă. Că deduse, auzise deja de Monaco, că acolo sunt miliardarii lumii, că acolo e viața bună. Da. Și din cauza că nu aveam educație financiară și nu știam să reinvestesc banii, cheltuiam cam toți banii, adică pe chestii foarte, foarte extravagante. Ultimul tip de mașini care, dacă mai apărea un buton după 3 luni sau mai scotea oia ceva, îl dădeam la prieten cadou. Excursii de-astea extravagante pe tot felul de locuri exotice, avioane. Am zburat cu Concordul, era pe vremea Concordul ăla, făcea 4 ore până la New York de la Londra. Și chestii de-astea care nu erau neapărat utile, dar banul veni prea ușor și prea mult și prea dintr-o dată, nu este respectat de oameni. Și atunci și nu e de eu nu le respectam și îl aruncam peste tot. Cheltuind toți banii ăștia pe care îi câștigam, în 97 s-a schimbat legislația și din cauza că atunci nu erau taxe paușale ca acum. Acum e 16% pe orice tip de business pe care îl face România. Atunci era 5% la pâine, 10% la carne, 25% la jocuri de noroc. Pur și simplu, rămânând fără bani la buget, cum se întâmplă și în ziua de azi, că nu s-au schimbat guvernanții cu nimic ca mentalitate, au mărit taxele de 5 ori și în loc de 25% aveam 125%, adică aberant, știi, că nu poți să plătești. Și-au dat seama ei, dar până și-au dat seama, până au trecut prin Parlament, până au schimbat în 6 luni, am dat faliment și am rămas fără niciun ban. Eram disperat, era primul faliment, îți dai seama, te trezești sărac după ce te-ai coborât după Mercedes ultimul tip și după ce ai avut bani, nu aveai ce face. Efectiv, nu aveam ce face cu bani, adică căutam soluții pe ce se mai cheltuiesc, știi? Da. Și a fost un șoc pentru mine foarte puternic ăla, am trecut peste el, prins o conjunctură, pentru că având foarte mulți bani, am început să merg la târgurile astea de specialitate, de cazinouri, de astea la Londra, dăduse niște cărți de vise pe acolo, m-au contactat un grup, care al doilea grup din Franța, grupul Partu se numește, de cazinouri. Și mi-au zis dacă nu vreau să lucrez pentru ei. Eram exact în perioada în care nu mai aveam niciun ban. M-am angajat, am făcut cazinou de la hotelul Hilton prin 97. Vorbesc, adică imediat după ce am dat faliment. Și așa am început iară să lucrez în domeniul cazinourilor. Cei de la grupul Partuși au plecat din România. I-am pus în legătură cu niște cetățeni israelieni cu care am devenit partener după aia, că mi-a dat și mie procent din cazinou și au cumpărat casino de la Hilton, după aia am deschis Marriott în 2001 și încet încet am devenit și patron de casino și eram și CEO și general manager pe cele mai mari casinouri din București. Erau 17 casinouri în București pe vremea aia.
aveam grupuri de evrei, de câte un avion charter și așa mai departe, da. Și așa mi-am făcut banii. Pe vremea un casino făcea în jur de $1,000,000, $1,500,000 de dolari, nu era euro, 2001-2002, pe lună profit net, știi? Profit? Profit net, okay. Da. Făceam și 3 milioane și 4, dar media, zic, era cam de 1,000,000, 1,000,000 și ceva pe lună. Erau foarte mulți bani pe cash pe piață, erau foarte mulți high roller, pentru că un casino, ca să poată să supraviețuiască, trebuie să aibă jucători mari, high roller, nu ca o sală de păcănele, pentru că ai și costuri foarte mari, ai mâncare și băutură gratuită, locații de 5 stele cum e la Marriott și atunci trebuie să faci încasări mari. În 2007, când mi-am strâns mulți bani și suficient ca să fac și eu propriu casino, să mai fiu asociat cu nimeni, am decis că e timpul să îmi fac propriu casino. A fost o investiție de vreo 10 milioane, găsești pe YouTube, nu e filmat, că e telefon pe vremea aia, dar prezint casino pe YouTube, scrie, dacă bagi casino Novotel, Regent casino Novotel, o să găsești acolo casino care l-am făcut. Era la nivel de Europa, Londra, deci cam în top 3 Europa, 2000 de metri pătrați, a costat 10 milioane, cam toți banii mei, încă nici aveam toți, am mai luat și împrumut, știi? Da. Nu am prevăzut că mi-am făcut un calcul simplu. Zic, bag 10 milioane, fac cam 1 milion pe lună profit average, deci cam în 10 luni, un an de zile mi-am amortizat investiția și fac cam 1 milion pe lună profit, știi? N-am prevăzut cel mai bun scenariu. Worst case scenariu, că puteam să fac și 23 milioane, deci era mai rău caz. În cel mai rău caz, da, okay. Pentru că făceam 1 milion deja la astea unde am fost deja, știi? Am deschis în 2008-2009, a venit criza aia uriașă, aveam cheltuieli de peste 500.000 de, așa era cheltuielile unui casino pe vremea, peste 500.000 lunar, 600.000 de euro, de dolari lunar și am dat faliment, am rămas absolut fără niciun ban și cu datorii. Deci ați pierdut cei 10 milioane de euro investit. Da, toți banii mei erau acolo și atunci nu m-am mai simțit ca și la primul faliment, n-am mai avut așa un gol în stomac și n-am mai pornit de la zero, pentru că știam, deja aveam o experiență foarte mare, aveam deja un networking foarte bine dezvoltat, eram un specialist în domeniul meu pe piață și foarte, foarte ușor mi-am găsit, adică practic n-am stat deloc ca și în 96 să aștept să mi se ofere ceva, pentru că automat foștii mei parteneri m-au contactat a doua zi și mi-au zis, hai de la noi înapoi, ai și procent, ai și bani, ai și tot, pentru că eram bun pe meseria mea, adică eu făceam tot, eu făceam bani, știi? Da. Și ușor, ușor, așa, în 2-3 ani de zile, a fost o lecție foarte importantă pentru mine, pentru că a fost ultima dată când am mai pus ouăle într-un singur coș sau nu mi-am diversificat portofoliul. În momentul ăla am început să niște băieți care au lucrat la mine și făcuseră firmă de IT, era foarte bun băiatit, domnul a zis, vreți să veniți cu noi, să investim împreună. A mers foarte, foarte bine firma, tot cu evrei, le-a vândut softul unor evrei și se făceau foarte mulți bani într-un timp foarte, foarte scurt. Am mai cumpărat așa câte un apartament, câte două, am ajuns să cumpăr și o clădire de birouri și încet, încet mi-am diversificat portofoliul în patru, am început și cu bursa puțin, nu știam prea multe despre bursa, tot așa, amicii m-au învățat, zice, bă, nu trebuie să știi prea multe, ți iei un broker, te uiți să vezi cine e autorizat de Bursa de Valori București, ASF-ul și încet, încet am început să înțeleg și cum funcționează bursa. Ei, și așa am început din nou. Am renunțat la partea de operațiuni ce făceam până atunci, că, na, fiind deja mai în vârstă și nu mai puteam să stau noaptea în casino până... A fost o muncă foarte grea, asta n-am mai spus munca, ți-am povestit numai câți bani am câștigat, dar ca și general manager de casino, stăteam câte 16-18 ore pe zi, am stat mulți, mulți ani la rând, 7 zile pe săptămână și sâmbătă și duminică, adică dormeam 4-5 ore pe noapte, soția mea mergea cu copiii în vacanță, nu a fost ușor, adică să nu creadă lumea că am făcut banii ușor și repede și nu știu ce, chiar dacă erau din casino sau din păcănele. După care m-am apucat de consultanță, cum ți-am zis, am diversificat asset-urile și n-am mai pățit să am mai diversificat portofoliul, n-am mai pățit ca, adică chiar acum, Doamne ferește, s-ar întâmpla să încadă firma de IT de faliment sau așa, tot rămân cu clădirea de birou, rămân cu apartamentele, rămân cu acțiunile la bursă, rămân cu banii băgați în fondul de investiții, adică nu pot să se prăbușească. Deci aveți foarte mult venit pasiv. Foarte mult venit pasiv și de-aia am și timp și de vloguri și de asta, venitul ăsta pasiv mi-a dat libertate, mi-a dat timp, știi? Pentru că dacă n-ai venit pasiv, trebuie să pui osul să stai 12 ore la muncă. Cât de important este anturajul în drumul spre succes? Este vital. Adică dacă tu ești an de zile premiantul clasei, mută-te în altă clasă, că nu mai ai ce să înveți de la colegi. Du-te în altă parte. Tot timpul trebuie să te înconjori de la oameni de la care ai ce învăța și care au un mod de viață sănătos. Nu neapărat sănătos din punct de vedere a
alimentației sau mișcării sau ceva, sănătos din toate punctele de vedere, ca și concept de viață, ca și gândire, ca și tot. Adică înconjoarte de oameni, eu joc poker și atunci există o vorbă la poker: dacă stai la masă o oră și n-ai descoperit cine e peștele, zicem noi, adică cel mai slab, înseamnă că tu ești, știi? Da. Și e foarte bine stai acolo și învață poker de la ceilalți, dar dacă vezi că ești cel mai bun, n-ai ce să cauți acolo, pentru că nu ai ce să înveți. Trebuie tot timpul să te perfecționezi, să înveți și dacă, să te înconjori de oameni care chiar pot să-ți dea o valoare ca și individ și poți să înveți ceva de la ei. Foarte, foarte important asta, știi? Și mie mi s-a schimbat foarte mult viața și am început să câștig mult mai mulți bani și să fiu mult mai productiv și să consider că sunt pe drumul cel bun în momentul în care mi-am ales mult mai bine oamenii lângă care stau și voilà, oamenii cu care ieși, pentru că e foarte important. Tu degeaba ești super productiv și știi ce ai de făcut și super educat. Dacă ai ieșit la sfârșitul zilei cu niște oameni care te trag în jos, automat o să ajungi și tu în direcție. Cel mai periculos e pentru tineri care au o vârstă mică, să zic așa, și nu sunt bărbați, știi că se maturizează pe la 30, fetele pe la 25. Da. Și atunci tu când ai 15, 16, 17 ani și ți se pare că dacă fumezi iarbă sau dacă nu știu ce, e foarte cool, știi? Și dacă ieși cu gașca și zgârii mașine cu cuiu sau începi să furi mici chestii de acasă ca să bagi la păcănele sau să nu știu ce să-ți cumperi, anturajele astea te duc în jos foarte tare și foarte greu să-ți mai revii după aia. Adică îți dau un exemplu cu iarba asta. Aveam angajați, eu purtându-mă bine cu oamenii cu care lucrează pentru mine, la firmele la care sunt asociat eu acum sunt cam 4500 de oameni. Bun. Și am vreo 30 de oameni, 40 cu care lucrez direct, că am firma de consultanță cu care facem consultanță la firmele online, la loteria din Republica Moldova, la Serbia, la loteria din Ungaria. Și am oameni care lucrează pentru mine de 15-20 de ani. Aveam niște băieți care aveau IQ peste 100, o inteligență sclipitoare extraordinar de, și au fumat iarbă vreo 10 ani, s-au atrofiat complet și la creier și la mișcări. Sunt lazy. Adică am văzut cu ochii mei ce înseamnă iarba asta de norocită. Îi vedeam pe băieții ăștia cum așa și le spunea: bă, omule, nu e, nu, domnul Sorin, că nu e problemă, că e sănătos, e vindecă cancerul, e altceva, n-are nicio treabă, n-are nicio legătură una cu alta. Și fumând zi de zi timp de 10 ani, i-a distrus ca individ, pentru că creierul e un organ care nu se mai reface niciodată. Procesul este irreversibil. Cu siguranță anturajul este cel mai important când vine vorba de succes, însă sunt curios din experiența noastră cât de mult v-a ajutat școala. Școala te educă, adică în sensul că ești într-o comunitate acolo, te învață să lucrezi în echipă. E foarte, foarte important pentru viitor, pentru business, să știi să lucrezi în echipă, să te folosești de cei din jurul tău, pentru că fiecare are un skill și poți să speculezi skill-ul respectiv ca să-ți îmbunătățești skill-ul tău și să-ți îmbunătățești afacerea. Și atunci școala m-a ajutat, nu pentru că nu mi-a plăcut școala, să nu înțeleagă lumea greșit că am fost un tocilar sau ceva. Eram un elev de 5, 6, 7, maxim 7 la istorie, la geografie. Eram nativ la matematică pentru că am o minte care gândește rapid și tot timpul am fost bun la matematică, la fizică, la materia asta. Dar în rest eram un elev de... mi-am luat bacul cu 6.50 sau 6.70. Nu mi-a plăcut niciodată să învăț și nu puteam. Aveam colegi care învățau o pagină pe de rost pentru un extemporal sau pentru o teză. Eu, din cauza că am făcut tot timpul doar ce mi-a plăcut și ți-a zis că doar așa am reușit, făcând doar lucruri care îmi plăceau, nu îmi plăcea să învăț poezii sau să învăț la limba română o pagină de aia pe un text de ăla, și atunci nu puteam să fac chestia asta. Puteam să mă bată, să mă omoare, să mă... Părinte Ceaușescu te mai și băteau la școală, îți mai dădeau, îți puneau unghiile degetele așa și tădeau cu liniarul peste unghii sau tot felul de... te puneau la colț în genunchi. Am prins și asta când eram mic în școala primară. Dacă te puneau pe boabe de porumb cu genunchii sau, adică era voie, nu era ca acum protecția copilului că vine. Da. Dar totuși și nu ați renunțat la școală. De ce? N-am renunțat la școală. Prima școală am făcut-o împins de părinți, că era pe vreau Ceaușescu și na, părinții mei fiind învățători, profesori acolo în sat, era rușine ca și copiilor să nu meargă la facultate, deși știa că nu o să profesez niciodată și m-am jurat de atunci, zic, copiii mei dacă vor să facă dansator la bară sau orice vor ei, lasă să facă orice, pentru că e foarte nasol să nu poți să fii lăsat să faci ceea ce... Să ai tu libertatea să alegi ce vrei să faci. Exact, să-ți dorești. A doua facultate mi-a dat seama că am nevoie pentru afaceri, pentru că erau niște termeni de business, erau niște
principii economice pe care nu le stăpâneam. Și atunci am zis, bă, mă duc la Română Americană, era o facultate foarte mișto pentru că eu începusem deja să cochetez și cu turismul și cu asta. Și zic, mă duc și fac economia turismului. Am făcut 5 ani, nu era facultatea asta scurtă sau ceva, știi? Am făcut 5 ani de zile, economia turismului la Română Americană, mi-a prins foarte, foarte bine facultatea. Adică erau materii care, microeconomie, macroeconomie, pe care le folosesc și acum principiile respective și mă ajută foarte mult în orice afacere și pot să stau de vorbă cu orice om care a făcut orice școală de business, știi? Și a treia facultate, pentru că eu când intru într-un domeniu, îmi place să mă perfecționez și să știu absolut tot ce înseamnă de domeniul respectiv, să fiu cel mai bun din domeniu. Tot timpul am făcut chestia asta și atunci, fiind în domeniul cazinourilor, prin 2003, m-am dus la Las Vegas și am făcut facultatea de management de cazinouri, Gaming University of Nevada. S-a și desfințat acum pentru că n-au mai avut destui studenți, au mai rămas facultatea din Nevada, mai există, dar secția asta de management de cazino de vreo 5 ani, 6 ani de zile au desfințat. Era foarte scump, era vreo 100.000 de euro de dolari pe an. Mi-a prins foarte bine pentru că acolo am învățat psihologie foarte mult, era o materie de psihologie a clientului și în momentul când știi psihologie poți să negociezi foarte bine indiferent de business-ul pe care îl faci, pentru că poți să citești foarte ușor pe cel cu care faci business și poți să știi exact până unde te duci cu obrăznicia de a negocia prețul, știi? Da. Și atunci m-a ajutat foarte mult psihologia, m-a ajutat foarte mult, am făcut la ei în Nevada, furtul de la casino sau trișatul se consideră delict federal, pentru că ei zic așa, dacă tu furi de la casino, înseamnă că diminuezi venitul casinoului și implicit taxele pe care le dă casinoul statului Nevada. Da. Și atunci, fiind delict federal, automat se ocupă FBI-ul. Deci tot ce ținea de trișori, de hoți, de fraude în casino, de furturi, de nu știu ce, direct agentul FBI venea și de la 10 ani în sus, adică nu era ca la noi, că la noi nici măcar nu-i prevăzut în codul penal furtul din casino. 70% din furturile din cazinouri, din tot ce se întâmplă, numai în Nevada și România și peste tot, se întâmplă doar în cârdășie cu personalul, cu staff-ul. E foarte greu să furi tu ca și client singur sau să trișezi, deci nu prea e cum dacă să nu trișezi. Ai pe cineva din interior, știi? Da. E foarte, foarte greu, pentru că la un casino live nu vorbesc de săli de păcănele, sunt 3 pase de camere de luat vedere super performante cu niște zoomuri, costă 1000 de euro o cameră de aia și se vede și data de la ceas, nu doar ceasul. Da. Și tot timpul 3 oameni la supraveghere, la fiecare masă de joc, la rulete, la blackjack sunt câte 2 oameni și inspector și crupier, dacă jocuri mari mai e și al treilea un pit boss, dacă e jocuri și mai mare și un manager, deci îți dai seama că pe o masă de joc se uită 7 oameni în același timp la un... Da. Și atunci este aproape imposibil să fure. Am prins și o grămadă de trișori lucrând în casino, nu vreau să monopolizez discuția cu chestia asta, dar găinării de asta, adică nu... Având în vedere că aproape toată viața v-ați învârtit în jurul jocurilor de noroc, sunt curios dacă ați avut și susținerea părinților în treaba asta și pe lângă asta sunt curios dacă ați avut susținerea părinților în a fi un antreprenor și nu un angajat, pentru că de obicei în România părinții au... chestia asta de a sfătui copii, învață, angajează-te la o firmă bună, să ai un salariu bun, dar nu prea te încurajează nimeni să fii antreprenor, să fii pe barba ta și să ai mai multe riscuri. Nu doar asta, Alex. Părinții în România te sfătuiesc și să faci aceeași meserie pe care o au ei, pentru că zice, băi, dacă noi suntem medici la un spital și tu faci medicina, îți găsim și ție ușor servici. Sau te mecanici auto, automat te băgăși pe la noi la service. Dar practic tu n-ai niciun fel de, cum sunt eu, am 2000 stângi, nu știu nici să strâng un șurub, mă gândesc 1000 de ori dacă strâng la dreapta sau la stânga. Deci eu sunt total atehnic, de-aia nici mi-am cumpărat nu știu ce camere de sofisticate să fac vlog, că nu știu să le folosesc. Adică până înțeleg eu cum funcționează toată treaba aia, mi-au telefonul, pun ăla, gimbalul și filmez. Deci odată că e mentalitatea asta în care toți copiii trebuie să facă ce meserie au părinții, deși n-au niciun skill, nimica, cum ți-am zis, sunt părinți care sunt muzicanți, câștigă bine pe la anunț, copilul nu are ureche muzicală, că se întâmplă deloc, îl dă la pian, 20 de ani, cântă într-o cârciumă. Niciodată când faci ceea ce nu-ți place și împins de părinți, cum am spus, toată viața ta vei fi un mediocru, niciodată nu se poți ridica capul din mulțime, asta e problema. Acum, referitor la cazul meu, eu plecând de acasă de la 18 ani, de când m-am dus în armată și pe aia făcând facultatea la Seral, eram independent financiar, făceam micul trafic cu sârbii, cumpăram blugi, ce se găsea pe vremea aia, Vegeta, țigări, că nu era nimic vreo la Ceaușescu, știi? Și atunci nu puteau părinții să-mi spună să mă duc să mă angajez din moment ce eu eram pe banii mei, știi? Da.
Dar în rest, atâta timp cât stai pe banii părinților și visezi, sunt foarte mulți copii, ăștia, copii între ghilimele, că au 30 de ani și zic, bă, dar tot ai lucrat ceva până acum, că vin să-ți angajezi la mine. Păi nu, că n-am vrut să mă angajez pe 2000 de ron. Mă, dar angajează-te și pe 2000 de ron, când vezi meserie, înveți niște oameni, te remarcă cineva acolo, te vede, începe de undeva, nu contează că îți dă 2000 de ron pe lună, că nu trebuie să stai să, toată viața, dacă tu ești sigur pe tine, ești bun și știi că poți mai mult, nu o să rămâi toată viața sclav, cum zic ei, pe 2000 de ron pe lună, dar ăștia 2000 de ron pe lună îți conferă un job pe care tu, îi depinde de tine cât timp iei 2000 de ron pe lună, iei o lună, iei două luni, iei trei luni, iei toată viața ta, deci important e să pui pasul înăuntru într-o organizație, într-o firmă, într-o ce vrei tu și tu dacă ești stăpân pe tine și furi meserie de acolo, cât mai repede poți să te duci să-ți deschizi propria ta afacere. Pentru că prinzi experiență, niciodată nu îți deschide o afacere de la început fără să fii avut experiență, pentru că sigur îți vei pierde banii. Singura chestie pozitivă din toată treaba asta, după ce dai faliment, după ce ai pierdut banii, ai rămas cu experiența, cu educația pe care ți-ai format-o în timp ce ai făcut afacerea respectivă și îți va fi a doua oară mult mai ușor să fii de succes și să nu-ți pierzi banii. Dar cel mai bine în momentul când vrei să-ți deschizi un business, că e în IT, că e în Horeca, în restaurant, în bar sau ceva, du-te, angajează-te chiar dacă ai bani undeva, fură meserie, vezi ce se întâmplă acolo, vezi ce înseamnă TVA, ce înseamnă furnizor, ce înseamnă impozit pe profit, ce înseamnă impozit pe dividende. Și după aia îți deschizi afacerea dacă știi toate lucrurile astea. E foarte, foarte important. În plus de asta îți crezi niște cunoștințe, un networking. În momentul când pleci de la job și îți deschizi un business, deja ai cunoscut un contabil, ai cunoscut un șofer, ai cunoscut ceva și îți va fi mult mai ușor să îți formezi o echipă a ta cu oameni pe care deja ai lucrat cu ei, îi cunoști și va fi mult mai bine decât să începi tu de la zero așa. Poți să găsești oameni de rea credință, care poți să te fure, excroci, care profită de lipsa ta de experiență și de lipsa ta de maturitate și atunci automat profită de tine. Deci cel mai bine, dacă într-adevăr sunt și oameni care nu vor afaceri pentru că nu vor săriște, Alex. Și atunci zic, bă, eu sunt mulțumit, am un salariu decent sau peste medie, îmi permit o vacanță, n-am datorii, mi-am luat apartamentul cu bani jos, sunt foarte happy, îmi fac concediu, pentru că trebuie să fii conștient, în momentul când îți deschizi o afacere, nu mai ai timp liber, ca și când ai avea un job de 8 ore. Tu afacerea aia te conectează 10, 15, 20 de ore, 24 de ore, tot timpul ai responsabilități, ai angajații, vin salariile pe data de 10 și omul are datorii la bancă, are copii acasă, tu poți să zici, bă, luna asta am fost cam fraier, am stat în cluburi și nu prea am reușit să produc bani la firmă, vă dau salariul luna viitoare, nu merge, adică automat în momentul când îți deschizi o afacere ai niște responsabilități foarte mari, ai niște oameni care depind de tine, niște angajați pe care trebuie să-i plătești la timp, că au și ei obligații familiare, adică nu poți să te joci așa, că hai să ne jucăm de afacerea și dacă merge, dacă nu rămân cu datorii pe la furnizori, pe la angajați. Afacerile nu sunt pentru toți, nu trebuie să fim toți businessmen. Poți să fii foarte happy și dacă nu ești om de afaceri și dacă ai un trai decent și dacă ai o Skoda, poți să fii mult mai fericit ca mine cu Lamborghini, adică nu Lamborghini îți aduce fericirea. Fericirea îți aduce să fii un om sănătos, să fii, cum să zic, respectat unde te duci, indiferent, poți să fii șofer pe mașina de gunoi sau poți să fii unde vrei tu, orice, vânzător sau nu contează meseria, dar important e să ai un confort psihic, pentru că sunt foarte mulți oameni care se duc cu silă la serviciu. Zice, mamă, iar vine luni, iar trebuie să mă scol de dimineață, iar renunță, dă-ți demisia, du-te de altă parte unde zici, mamă, de-abia aștept să vină luni să mă întâlnesc chiar cu colegii de serviciu, să contribui și eu, să fiu mai bun decât am fost, să mă depășesc. Și din punctul dumneavoastră de vedere, este România o țară bună pentru afaceri sau merită să-ți deschizi o firmă sau o afacere în România? Pentru că multă lume are impresia că la noi nu prea poți să reușești fără... Poți să reușești. Problema foarte mare și de-aia au plecat foarte multe firme străine sau nu vin la noi, pentru că nu poți să-ți faci un business plan pe termen lung din cauza că se schimbă taxele în funcție de incompetența guvernanților, cum au schimbat și acum și taxa pe dividende și impozitul pe micro-întreprinderi. Eu ca om de afaceri îmi fac un plan, un plan de afaceri, un business plan în care includ inclusiv partea de taxe și impozite și în momentul când tu schimbi regulile ca și guvern în timpul jocului, mă dai peste cap. Nu mai ies calcule. Nu mai ies calcule și îmi afectez afacerea în sine. De-aia zic că România nu e o țară sigură pentru, din punctul ăsta de vedere, pentru că guvernanții nu sunt serioși, nu sunt competenți. Și atunci dacă fac o afacere asta la nivel mare sau ceva, e destul de dificil să pot să mi-o duc pe termen lung, pentru că mi se schimbă regulile în timpul jocului. Dar bani se pot face în România. Noi nu suntem la un sistem de taxare la nivel european. Adică gândește că în România noi avem
impozite pe profit 16% în majoritatea țărilor, în Germania, în Suedia, între 40 și 60%, în țările nordice ajunge impozitul la 60%, adică eu zic că e paradis fiscal din punctul meu de vedere. Eu mi-am mutat tot de firme, nu mai am firme, înainte aveam firme în Cipru și în alte țări, pentru că era impozitul pe dividende foarte mic și puteam să-mi iau dividende în fiecare lună, la noi era doar o dată pe an puteai să-ți iei dividende, știi? Da. Acum poți să iei o dată la 3 luni, nu mai e 5%, e 8%, oricum e bine față de 20% în alte țări sau 40% sau așa mai departe. Clar. Adică încă sistemul de taxare din România îți permite să faci afaceri. Sunt sigur că ne urmăresc foarte mulți tineri în momentul de față care mai mult ca sigur ar vrea să înceapă și eu o afacere ca într-o bună zi să conducă și ei un Lamborghini Urus. Care sunt cele mai importante sfaturi pe care le puteți da tinerilor care sunt la început de drum? Poate au niște bani strânși deoparte sau poate că nu. Ce ar trebui să facă în primul rând cu banii lor la începutul carierei, să spunem? Primul pas foarte important, autoeducare, indiferent că e la școală, indiferent că te cauți pe net și așa, indiferent că citești cărți, dar trebuie să te educi tu pe tine ca să, că altfel îți arunci banii și pierzi timpul și vei fi dezamăgit. Orice eșec provoacă o dezamăgire și atunci ca să fie durerea mai ușoară sau mai light, trebuie să fii educat, să-ți dai seama unde ai greșit și a doua oară să nu mai greșești. Pentru că dacă nu te autoeduci, cum am pățit eu că nu m-am autoeducat, a fost foarte, foarte dureros primul faliment, prima pierdere, o dezamăgire uriașă și dacă nu ești tare, sunt foarte mulți oameni care s-au sinucis din cauza asta sau nu și-a mai revenit psihic niciodată. Da. Și atunci e foarte, foarte important în momentul când ai un eșec să știi de ce a provocat eșecul ăla, unde ai greșit. Dacă tu nu ești educat sau nu ai înțeles exact ceea ce faci tu, nu înțelegi și nu poți să-ți revii din chestia asta. Deci ai 18 ani, nu vrei să faci facultate, nu e obligatorie facultate ca să reușești să faci afaceri. Atunci pune mâna pe o carte și învață sau pune mâna pe internet și uită-te la tutoriale despre business-ul pe care tu vrei să-l faci. Dar, cum ți-am zis, cel mai bine și cel mai ușor și cea mai sigură reușită este să te duci să lucrezi undeva în domeniul în care vrei tu după aia să te dezvolți ca antreprenor. Primul lucru, să te angajezi o lună, două, trei, patru, ca să furi meserie, să înveți de la alții, adică okay, să nu mai treci prin ce au trecut ceilalți. Și care sunt cele mai importante cărți pe care le puteți recomanda, din care poți învăța foarte multe informații importante? Deci, cum am spus, dacă n-ai mai făcut afaceri și dacă faci afaceri, tu singur îți alegi cărțile în funcție de cum îți evoluează afacerea sau în funcție de domeniu. Da. Dar dacă n-ai mai făcut afaceri niciodată și așa, trebuie să iei cărți care pot fi citite și de un copil de clasa 5, adică care te învață ABC-ul afacerii. Am dat mai devreme exemplu, Banii în mișcare, al lui Iancu Guda, este o carte extraordinară și te învață de la zero absolut. Și care sunt cele mai mari greșeli pe care le-ați făcut în drumul spre succes? Cea mai mare greșeală a fost faptul că nu am reinvestit absolut nimica din ce am câștigat, știi? Asta e cea mai mare greșeală. Tot timpul, a doua greșeală a fost în momentul când am început să câștig foarte mulți bani și pe care o fac majoritatea, își cheltuie pe chestii care vor să epateze și să arate la oameni că, domnule, am reușit, am făcut milionul, uite am Lamborghini, uite mi-am luat vilă în Pipera cu 3 etaje, cu 4 turnulețe, cum face românul. Nu! Banii în momentul când i-ai câștigat și deja îți merge bine, reinvestește-i. Adică cumpără-ți produsele de care n-ai nevoie, produse de lux, produse cu care vrei să epatezi, să la prieteni sau la părinți care ai reușit, cumpără-ți-le din veniturile pasive pe care ți le oferă investițiile. Nu le cumpăra din active și din banii pe care trebuie să îi ai de rulaj pentru companie, știi? Da. Și că tot vorbeam mai devreme despre banii făcuți peste noapte, ce părere aveți despre criptomonede? Deci mie mi se pare că a fost exact, eu compar criptomonedele cu Caritasul. Cei care au fost la început au fost super inspirați și deștepți și și-au făcut milioane, s-au îmbogățit, dar acum din cauza... În caz că sunt urmăritori care nu știu ce a fost Caritas, pe scurt... Pe scurt a fost un joc piramidal, după Revoluție imediat cineva a profitat de lipsa de educație financiară a românilor, cum profită și în ziua de azi, că nu s-a schimbat prea multe, și au zis că dacă depui anumită sumă de bani, el are o cheie a unei afaceri pe care este secretă și nu poate să o spună, și în care dacă depui banii, primești după, nu știu, 3 luni, cred, nu mai vreau să, nu mai țin, dacă cred că după 3 luni, de 8 ori, adică depuneai 10.000 de lei, și primeai 80.000 de lei după 3 luni. Și au vândut oamenii, primii la început au luat bani. Că, na, fiind o chestie piramidală, tot timpul primii câștigă. Dar după aia oamenii și-au vândut casele, au rămas cu copii. A fost un fenomen național în care sute de familii, mii de familii au rămas fără casă în timpul iernii și dormeau în saci de dormit cu copii mici de școală. Ei, așa și cu criptomonedele. Sunt oameni care au cumpărat cu $1, cu $10, cu $100, cu $1000, au vândut cu $40.000. Bravo lor, să fie sănătoși.
dar nu este o chestie sigură și pe termen lung, pentru că n-are acoperire nimica. Uite, Warren Buffett, care e cel mai mare investitor la bursă din toate timpurile, dacă te uiți pe declarațiile lui, sunt pe net oficiale, spune: nu am băgat, nu o să bag, pentru că n-am nici cea mai mică încredere în criptomonede, pentru că e ceva care n-are acoperire. Nu-i ca investesc în acțiuni la Amazon și în funcție de ce se întâmplă cu Amazonul, acum au investit, nu știu ce, în companii de, nu știu ce, mașini electrice, mai schimbăm sistemul, mai punem niște roboți, cresc acțiunile. La Apple iar la fel, mai schimb un procesor, mai pun o cameră, cresc acțiunile. Dar asta este o chestie total și pur speculativă. Tot timpul cineva câștigă, cum a fost și la pandemie. Majoritatea afaceriștilor mici și-au dat faliment și au pierdut, bogații lumii și-au triplat averea, pentru că se mută banii într-o parte în alta, așa și la criptomonede. Niște șmecheri fac bani, niște proști pierd. Că sunt foarte mulți copii de ăștia care, domne, îmi scriu mesaj pe privat: am fost în nu știu ce grup de ăsta de criptomonede și am pierdut nu știu cât. Bă, dar zic, spune public, pentru că lumea mă acuză că zice: bă, tu ești bătrân, ești depășit de tehnologie și ești împotriva blockchain-ilor. Și nu sunt, pentru că blockchain-ul e altceva, nu are legătură cu criptomonede. Adică mulți fac confuzie între blockchain și criptomonede. Dumneavoastră ați investit în criptomonede? Cum să zic, ți-am zis că am niște asociați, că avem mai multe firme de IT și la Iași și la Timișoara și la București. Și asociația ăștia mei, fiind copii tineri la 30 de ani, 30 ceva, în momentul când a fost nebunia asta cu minatul, au zis: bă, hai să minăm Ethereum, vrei și tu să minezi? Eu minat am înțeles că trebuie să intri în mină, să te faci de cărbun. Nu, zice, da. Cumpărăm niște plăci video, ne dai nouă bani, nu te interesează. Că au încercat să-mi explice, am stat la masă 5 minute, am zis: gata, câți bani trebuie să pun? Păi ce pui cât vrei, cu câți bani pui mai mult, cu atât o să ai mai multe plăci video, care plăcile aia video vor produce mai mulți Ethereum. Era pe vremea Ethereum între, nu mai știu exact, dar între, în jur de $50, 50-70 de dolari. Da, deci dat acum câțiva ani. 6-7 ani, cred că, 5 ani, ceva de genul ăsta, nu mai țin minte. 5-6 ani, cred că. Da, atunci era perioada. Și au găsit o hală pe la timpuri noi unde era curentul mai ieftin, că am înțeles că astea consumă foarte mult curent, știi? Da. Au găsit o hală pe la timpuri noi unde era curentul mai ieftin, au pus acolo, mi-au trimis, nici măcar n-am fost să văd cum arată, mi-au trimis niște poze cu niște racuri de alea până la tavan, cu plăci de alea video care făceau și gălăgie, făceau și căldură, făceau de toate, știi? Am depus banii și la un moment dat, după vreun an, 2-3, au ajuns la 1000 de dolari Ethereum-ul ăia care minam noi cu 70, știi? Da. Și a zis: băi, de 10-15 ori, adică e, pentru un om de afaceri este nici cele mai frumoase vise. Nu poți să-ți imaginezi că poți să crești așa mulți bani într-un termen așa scurt. Și a vândut imediat, mi-a mai lăsat nu știu cât, 10, 20, 30. Și care a fost profitul? Am câștigat aproape 5 milioane de... Cu 500.000 de euro. De dolari, da. Deci 10x. Da, de 10x, da. Deci, deși ați avut o experiență bună cu criptomonedele, nu le recomandați? Nu, pentru că eu consider că a fost un noroc și norocul pe termen lung nu te ține. Ok. Deci eu consider că a fost o întâmplare, nu că a fost o inspirație a mea sau un simț al afacerii sau chestii de genul ăsta. Deci nu pot să asociez. Nimic sigur în domeniu. Nu văd nimic sigur, pentru că nu știi, cum a zis Warren Buffett, dacă îi urmărești declarațiile, nu știm cine e în spatele ecranului, în spatele internetului și cum se joacă cu mouse-ul cu noi. Da. Adică nu avem o siguranță. Când zici acțiuni la Hidroelectrica, la Tesla, la Apple, la Microsoft, știi cine e în spate, știi acționarii, știi firma, știi produsul, știi tot. Aici nu știi absolut nimic, zero. Și ce părere aveți despre noul fenomen al cursurilor online care promovează diferite criptomonede? Păi, diferite... ăștia sunt niște oameni de afaceri care au prins un segment de naivi care vor să îmbogățească. Asta se promovează la noi foarte, foarte tare și atunci naivii cad în plasă. Atâta timp cât sunt fraieri, vor fi și excloci întotdeauna. Oricum, în ultima vreme e un fenomen pe numele fake it till you make it. Știi, îți cumperi o mașină scumpă, poate nici măcar nu aveai bani de mașină aia, dar îți faci un împrumut, faci un leasing, iei mașina, începi să faci cursuri, spui că ai avea multe alte milioane în spate, lumea te crede, îți dă bani ca să înveți de la tine și de fapt tu poate nici nu ți permiți mașina aia, poate nici nu e mașina ta. Ei speculează, Alex, că ăla care și-a luat țeapă și a făcut cursul ăla și a devenit mai sărac sau la fel de sărac cum era înainte, e rușine să spună că și-a luat țeapă. Și atunci ei asta speculează, pentru că îmi scriu, ți-ară mesaje, am zeci de mesaje de la copii de 16, 17, 18 ani de la liceu care și-au strâns niște bănuți de la bunici, de la părinți, au cumpărat un curs, n-au învățat nimica după ce l-au... sau participat la un seminar de ăsta și îmi scriu: bă, dar zic, spune și voi public, spuneți pe net, că zice lumea că am eu ceva cu ei personal și că spuneți public, că la oameni de igienă, zic, domnule, asta speculează excrocii, că la unul de igienă, zic, domnule, am fost fraier și mi-a luat țeapă, știi? Da. Și nu spun adevărul. Nu? Cine are cu adevărat banii în România, din punctul nostru de vedere? Cei care sunt la vedere sau cei de cei care?
cei care au foarte mulți bani și sunt o grămadă, adică știu cel puțin 2-3 persoane care au peste 1,5 miliarde, 2, adică mai mulți bani ca țiriac și n-ai auzit de ei, vezi acum pe stradă, plimbându-se pe aici și nu-i cunoști, adică umblă cu haine normale, umblă cu o mașină normală. Ok, undercover. Exact, nu vor să arate că sunt bogați și își văd de viața lor și de treaba lor. Vor să beneficieze de lux sau de bogăție, se duc în afara țării, prin insule, nici n-ai auzit de ele, de-astea private. Este unul pe care îl știu și are vreo 2 miliarde ceva român fiind, are o insulă privată undeva și merge pe acolo și stă 6 luni pe an, dar n-ai auzit de el, nu știi, nu-l cunoști, nu... E un om simplu care își vede treaba lui, știi? Da. Adică cu cât ai mai mulți bani, cu atâta nu vrei să mai scrie pe haine Versace sau Armani sau Dolce Gabbana sau ceva, adică ții haine simple, chiar dacă sunt scumpe, firmele astea care într-adevăr sunt scumpe, gen Loro Piana, gen Brioni, gen Zili, gen asta, n-au diagonale de astea pe tricou, știi? Da. Chiar m-am uitat acum când am făcut vlog în Mongolia, din cauza că am întârziat turkishul din București, am pierdut legătura din Istanbul și Mongolia, nefiind o țară de asta foarte vizitată, au avion din două în două zile. Și atunci mi-am luat un hotel de 5 stele în centru, în Istanbul, ca să pot să stau până va veni următorul avion spre Mongolia. Și m-am dus, n-aveam la mine nimic, că toate bagajele erau în aeroport. M-am dus să-mi cumpăr chiloți, tricou, na, periuță din spastă, să am ceva, un deodorant. N-am găsit un tricou sau o bluză, prin magazin, era plin de români. Toate erau cu Versace, Dolce Gabbana, firme, zic, dom'le, vreau un tricou simplu, că nu pot să umblu, eu n-am umblat în viața mea cu Dolce Gabbana scris de la stânga la dreapta. Zice, nu avem, nu se cere, tot ce vindem noi aici și sunt cei mai mulți români care cumpără, sunt astea cu fake-uri, cu da, asta așa. De sus până jos, sau cu Adidas de aia de nu știu care, tot felul, adică nu e ok, știi? Adică omul ăla care îl vezi că e de sus până jos scris și băieții ăștia cu borsetul să dai umblă cu ea, pe la așa peste, așa sunt clar că au o problemă financiară, știi? Da. Când a fost momentul în care v-ați dat seama că ați devenit bogat? Când v-ați considerat bogat? Acum vreo 10 ani, că tot zic că îl copiez pe țiriac, dar asta a fost și ideea mea. În momentul când nu m-a mai interesat cât costă un produs sau n-am mai întrebat eu, acum nu că mă, cum să zic, tot așa că vreau să-i patez sau ceva, dar eu de 10 ani nu știu cât costă o pâine, cât costă un litru de ulei, cât costă o notă de plată la Isoleta sau la Casa de David. Deci nu v-ați mai uitat la prețuri. Eu doar dau cardul și gata. Am pățit o dată că acum vreo câțiva ani am cumpărat de la Vuitton o poșetă de asta Neverfull care era vreo $900 și când m-au sunat fetele să vină apoi că mi-au băgat $9,000 în loc de 900, habar n-aveam, mi-am aruncat bonul la primul coș când am ieșit afară și domnul consens că ne rugăm să ne scuzați, am eu o colegă nouă și am mai pus un zero, da. Și era 9,000 în loc de 900, deci habar n-aveam, adică cam atunci înseamnă. Deci pe mine mă interesează să apară în Top Forbes sau să-mi spună, bă, are Costas cu 50, că toți fac speculații pe netă, are 50 de milioane, are peste 50, are peste 100, n-are 100, e un sărac, doar epatează, adică chiar mă interesează ce zice lumea sau câți bani crede lumea că am. Eu sunt mulțumit că nu mă uit pe nota de plată și nu mă uit pe extrasul de cont de la bancă cât am cheltuit sau cât am dat pe nu știu ce excursie sau călătorie sau... Și atunci eu sunt foarte mulțumit, n-am nevoie să fiu în Top Forbes sau să apar pe nu știu clasamente de oameni de afaceri. Și eu chiar aștept cu nerăbdare ziua în care o să pot în sfârșit să intru în showroom la Audi și să-mi configureze roptul mașina viselor mele exact așa cum îmi doresc eu, să pun cardul pe POS și să nici nu mă intereseze cât a costat, pentru că până la urmă cred că este un sentiment foarte, foarte tare. Ok, poate banii nu aduc fericirea, dar cu siguranță aduc libertatea și... Libertatea asta e, da. Să da. Știi că poți să faci orice vrei. Orice vrei. Și asta, să știi că ai pus punctul pe ei. Eu, de exemplu, acum mutându-mă la țară, la Frumușani, dacă n-am chef într-o zi să mă duc la birou, nu mă duc și nu se întâmplă absolut nimic. Adică nu mi se schimbă viața, n-am pierdut nici afacere, nu... Deci pur și simplu zic, bă, stau acasă, dau două telefoane, răspund fetelor care lucrează la mine la firma de consultanță ce au de făcut și stau la pescuit pe lacul meu, în curtea mea și îmi văd treaba mea, știi? De ce ați ales să rămâneți în România? Pentru că eu sunt foarte sociabil. Îmi place să am prieteni, să merg la pescuit, să merg în vacanță cu mai multe familii, să așa, și în străinătate, oricâți bani ai avea, ești un străin. Indiferent de câte resurse financiare ai, ești privit ca un străin și ca un neavenit, să zic așa. Adică românii din diaspora care se uită la noi știu despre ce vorbesc, indiferent că ești un medic bun, că ești un
profesor bun, că ești un șofer bun sau ceva, se uite la tine ca un, ca la un străin, știi? Și atunci am preferat să rămân în România. În ce vă investiți banii în anul 2023? Cum vedeți situația? Amând în vedere situația imobiliarelor, bursa și toate deci, celelalte... Din cauza instabilității astea fantastice care ne-o dă războiul ăsta din Ucraina și care nu știm dacă va evolua și dacă se va întinde la nivel planetar sau global și din cauza inflației, știi că americanii au tipărit anul trecut 40% din toți banii care au tipărit de când s-au înființat Statele Unite ale Americii. Deci s-au tipărit bani cu camioane, cu vapoare, cu nu știu ce și asta va exploda mămăliga cât de curând. Deci inflația va... crește din cauza că criza economică se adâncește foarte tare. Din cauza asta n-aș investi în absolut nimic, nu mi-aș mișca banii, n-aș face nimic cu ei. Sfatul meu, următoarele 6 luni să stăm pe standby, să nu mișcăm banii, să nu facem chestii mari, adică că îți deschizi acum un, nu știu, un food truck sau ceva, e ok, dar nu investiții la nivel de sute milioane, afaceri noi și asta, aștept până văd dacă războiul se întinde și mai tare sau se termină și își revine situația la normalitate, asta își face. De-a lungul carierei, sunt curios, care au fost investițiile din care ați câștigat cei mai mulți bani? Deci, cei mai mulți au fost asta cu firmele de soft, adică vorbesc după perioada jocuri de noroc, că normal că din jocuri de noroc am câștigat cei mai mulți bani, adică am făcut $1,000,000 în 94, în 94-95 aveam deja $1,000,000. De astăzi înseamnă e ca și acum 20 de milioane, okay. Ca raportat așa, cam de 20 de ori. Da. Adică gândește, când am făcut $1,000,000, era salariul în România $150. Deci da. Nu există casă așa de scumpă să coste un milion. Nu se inventase casa în România să coste $94,000,000. Da. Adică eu dacă aveam atunci experiență, aveam acum multe miliarde să fi investit banii aia în imobiliare, în hoteluri la mare. Am angajați care au ajuns în poziții de conducere pe vremea aia și le-am dat procent și au 2, 3, 4 hoteluri la mare, au cartier de vile, au din banii care am dat eu. Dar eu n-am, cum să zic, eram așa, nu ascultam de nimeni, nici de nevastă mea, nici de familie, nici de prieteni, nici de nimica. Enjoy the life, adică spărgeam absolut tot ce se putea sparge. Pe mașini, mi-au plăcut mașini scumpe totdeauna, de când, de atunci și na. Da, mă înțeleg, da. Și de-aia încerc să deschid ochii altor oameni să nu mai facă greșelile care am făcut eu, pentru că eu am suferit foarte mult, un faliment te dă peste cap, te distruge psihic, eu sunt foarte tare de psihic, altfel poate eram acum boschetar, poate eram sinucis, poate eram aruncat de pe Dâmbovița, adică nu știu, dar... Nu toți avem șansa asta să ne revenim psihic și atunci mai bine să nu treci prin ce am trecut eu, ca să nu verifici atunci dacă ești tare de psihic sau nu ești. Da. Cred că cea mai bună alegere ar fi să lăsăm subiectul jocurilor de noroc pentru următorul clip. În caz că vreți să vedeți un clip integral despre jocuri de noroc, cazinouri, ce înseamnă și cum îți pot distruge viața, lăsați chiar acum un like, un comentariu și de asemenea lăsați ce întrebări mai aveți pentru domnul Sorin și mă voi asigura că le voi citi în următorul clip și în mare, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc, Alex, mi-a făcut plăcere. V-ați făcut timp să filmăm, pentru că mai ales pentru dumneavoastră timpul este foarte important, pentru că în astea 2-3 ore bănuiesc că puteți să mai faceți bani. Nu mai vreau să fac bani, cum ți-am spus, eu sunt bucuros că sunt cu tine aici și că se uită niște oameni la noi. Dacă 100 ne înjură de la unul singur, i-am schimbat viața și am schimbat principiile, eu sunt cel mai fericit om din lume și consider că și dacă pierdeam 10 ore sau 20, nu erau prea multe ca să schimbi viața unui om sau să-i deschizi ochii sau să-l faci să nu mai joace la jocuri sau să înceapă afacere sau să înceapă să fie serios, să respecte pe cei din jurul lui, să fie corect. Eu sunt cel mai mulțumit om din lume, adică e suficient un singur om să îi schimbe optica. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați butonul de like și așa cum am spus, lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți ce întrebări mai aveți pentru domnul Sorin Constantinescu și îi le voi adresa în următorul clip în care vom vorbi mai multe despre jocurile de noroc, cazinouri și așa mai departe. De asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Dacă aveți plăcere, ne puteți urmări și pe profilul de Instagram sau pe TikTok. Le găsiți jos în descriere și de asemenea tot acolo o să găsiți canalul de YouTube al domnului Sorin Constantinescu, cât și profilul de Instagram în caz că nu-l urmăriți deja. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest vlog până la final. Eu am fost Montre, iar până data viitoare v-am pupat. Pa!